Pacienții care au programare la medic, dar întârzie sau nu mai ajung, vor fi amendați. Este vorba despre o nouă taxă introdusă într-o țară din Uniunea Europeană. Care este aceasta, dar și la ce sumă ajunge sancțiunea, știe colega mea Elvira Costache. Bună dimineața, Elvira! Bună dimineața, Cristina! Bun găsit tuturor! Franța este țara care va introduce taxa iepurelui pentru pacienții care vor întârzia la programările de la medic. Cei care nu se vor prezenta vor fi amendați cu 5 euro, adică echivalentul la 25 de lei. Măsura a fost gândită în așa fel încât să amelioreze criza din sistemul sanitar și să-i responsabilizeze pe pacienții care uită de programări, blocând astfel locul unor pacienți care au nevoie de un loc urgent. Există însă și excepție, cei care nu se vor prezenta în 24 de ore și vor anunța că nu pot ajunge, vor putea fi scutiți de această taxă. Potrivit unor statistici oficiale, anual peste 27 de milioane de programări sunt pierdute și asta pentru că pacienții nu se prezintă. Măsura prin care pacienții neserioși ar putea fi amendați va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025, iar medicii vor decide dacă motivul pentru care aceștia nu s-au prezentat îi va putea scuti de această amendă. Acestea au fost informațiile. La revedere! Agricultura se face cu tehnologii de ultimă generație, iar dronele încep să preia o parte din munca fermierilor. Aparatele de zbor, ghidate de la distanță, sunt tot mai folosite pentru a economisi timp, bani, dar și pentru a compensa lipsa forței de muncă. Da, asta e girația. Asta e tangajul. După ce va termina facultatea, Sebastian își dorește să urmeze un master în agricultură de precizie, pentru ca atunci când se va angaja să poată folosi tehnologiile de ultimă generație. Acum învață cum se face harta terenurilor agricole cu ajutorul dronelor. Ar trebui să facem manual și forța de muncă brută este greu de găsit și cu ajutorul dronei economisim foarte mult timp, economisim resurse. Este o dronă cu o cameră multispectrală, cu ajutorul căreia cartografiem solele, monitorizăm în timp real pe tot parcursul de vegetație al culturilor. De la simpla monitorizare a culturilor până la identificarea dăunătorilor sau aplicarea tratamentelor, toate pot fi realizate cu dronele. De asemenea, studenții învață să monitorizeze culturile de la distanță cu ajutorul imaginilor din satelit. Aici avem cele de temperatură și umiditate. Avem aici diferite măsurători, putem avea chiar și o măsurătoare 3D. Dronele sunt o soluție de viitor și pentru tratarea culturilor. În momentul de față, ele pot fi livrate cu bazine de până la 50 de litri și dacă dăm o doză de 10 litri la hectar, înseamnă că cu o singură încărcare a bazinului se pot realiza 5 hectare. În funcție de caracteristici, prețul unei drone pentru agricultură pornește de la câteva mii de euro și poate ajunge la câteva zeci de mii de euro. Se lucrează de zor pentru pregătirea târgurilor de Paște. La Craiova, de pildă, sunt montate elemente din povestea Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Figurina care întruchipează personajul principal are deja o istorie bogată în oraș. A fost folosită pe post de Creasa Zăpezii și Alice în Țara Minunilor la alte târguri. Așa arată piesa de rezistență a Târgului de Paște de anul acesta de la Craiova. În ultimul an, figurina de 5 metri înălțime a trecut prin numeroase transformări. De la Alice în Țara Minunilor de Paște, la Creiasa Zăpezii de Crăciun, iar acum la Albă ca Zăpada. De 3 ori a fost modificată, vopsită și revopsită această figurină ca să se potrivească în tematica aleasă. Refolosirea este esențială, mai ales că prințesa uriașă a costat mai puțin de 36.000 de lei. Cam scump, după mine. Cam scump, dar asta e și frumos. Este bine că nu facem fiecare an la fel. Adică caută și le mai schimbă să nu se plictisească probabil oamenii. În parcul Nicolae Romanescu au fost montate și căsuțele care poartă numele celor 7 pitici. Acestea vor fi destinate comercianților din toată țara care vor vinde în parc produse tradiționale, dulciuri sau suveniruri handmade. Foarte frumoase, mai frumoase ca anul trecut. Eu cel puțin, că nu-s copil, sunt foarte încântată. E și combinația de culori și flori și acești iepurași și mai ales Alice.
Albă ca zăpada de albă data. Albă ca zăpada, aha. Ia uzi, Iris, albă ca zăpada. Știți că a fost revopsită. Da? N-am știut. Este un peisaj superb, n-am vizitat parcul de mulți ani, dar am rămas surprinsă. Peisajul a fost completat cu 200.000 de lalele plantate încă din toamnă. Povestea albei ca zăpada are loc în primăvară și se potrivește cel mai bine parcului și peisajului pe care noi îl avem aici. Totul se întâmplă într-o pădure, așa cum ne putem imagina și noi că suntem acum. Tot în parc a fost adusă și roata gigant folosită de Crăciun. Târgul de Paște din Craiova va începe pe 19 aprilie și va rămâne deschis până pe 12 mai. Aflăm acum ce surprize ne rezervă vremea în această săptămână. Se anunță temperaturi mai mari decât în mod normal. Iată ce spun meteorologii. Bun găsit tuturor! Așadar, această săptămână începe cu valori de temperatură peste ce ar trebui să avem în mod normal în această perioadă din aprilie, adică valori de temperatură maxime la nivelul întregii țări între 22 și 28 de grade, cele mai mari valori fiind pe partea de vest și de nord-est a țării, iar pe parcursul următoarelor zile variații de temperatură vor mai fi, însă valorile respective se vor menține peste ce ar trebui să avem, după cum am menționat la început, în toate țara. În București, valori de temperatură maximă în jurul la 24 de grade pentru zilele de luni și marți, apoi în jur de 25 de grade pentru miercuri, respectiv 26 de grade pentru ziua de joi. Din punct de vedere al precipitațiilor, acestea vor lipsi în perioada imediat următoare, doar către finalul săptămânii să apară prin zonele montane și submontane, prin regiunile sudice și estice, însă din punct de vedere al cantităților, acestea să fie destul de slabe, iar din punct de vedere al formei acestora să fie predominant sub formă de ploaie datorită aerului cald care va domina toată săptămâna țara noastră. Vă mulțumim! Cum anul acesta sărbătorim mai târziu Paștele, turiștii speră că se vor bucura de soare și bronz în mini-vacanță. Așa că în topul preferințelor sunt cazările cu piscine exterioare. Hotelierii sunt deja pe ultima sută de metri cu pregătirile și promit un munte de relaxare și mâncare. În cea mai veche stațiune din țară, turiștii se bucură de priveliști la fel de spectaculoase ca în Alpi, așa că nu puțini sunt cei care aleg să vină aici pentru splendoarea naturii și aerul curat. La acest hotel de 4 stele, de departe, atracția principală sunt piscinele exterioare, de unde turiștii pot să admire crestele împădurite ale munților Cindrel. Apa este chiar caldă, deci putem să stăm afară ore întregi și ne ajută și să dormim. Cred că am dormit foarte bine. Am venit aici, dar parcă suntem, nu știu, în altă țară. Noi am putea să zicem că seamănă puțin și cu Japonia, că noi acolo am locuit și au și ei băile astea, unsenuri afară. Se spune că bronzul de la munte este mai strălucitor decât cel de la mare, așa că gazdele au pregătit deja piscinele pentru oaspeții care le vor trece pragul. Nu avem nimic cu colegii de la mare, este perfect, dar bronzul și statul la soare, la munte, în decorul acesta și în atmosfera aceasta cu o piscină, un jacuzzi, cu alte facilități exterioare, sunt extraordinare și foarte căutate de către oaspeții noștri. Cele două piscine, una interioară și una exterioară, la jacuzziul exterior care este încălzit, saună umedă, saună uscată, cameră salină. În plus, turiștii sunt răsfățați cu tot felul de bunătăți din zonă, dar și cu preparate internaționale. Aici pregătim un obrăjor de vită gătit lent cu un piure de rădăcinoase, țelină păstârnac. Este unul dintre preparatele care va fi pe masa de Paște. Drop de miel, ouă roșii, pentru cei care nu mănâncă drop de miel vom avea drop de pui. În meniul de Paște avem atât preparate cu carne, cât și preparate fără carne pentru vegetarieni. Pentru cei care vor să petreacă mini-vacanța de 1 mai sau Paște la munte, gazdele au pregătit pachete speciale. Mare parte din locuri au fost deja rezervate. Pachetul de 1 mai e un pachet așa, deschidem sezonul, avem două nopți de cazare, cine festive, un branș transilvanean. De Paște avem un pachet de 3 nopți, fiecare seară este diferită, cu seri tematice, cu o vânătoare de ouă, cu un condeier de ouă împreună cu copii, cu participare la slujba de înviere la schitul de aici din Păltiniș. Tarifele pentru un sejur de 1 mai pornesc de la 700 de euro pentru două persoane. Cei care aleg un pachet de Paște plătesc de la 1300 de euro pentru două persoane.
O tânără din Gorj a fost condamnată la închisoare cu suspendare după ce a încercat să mituiască un agent rutier cu 20 de euro. Totul s-a întâmplat în timpul unui control de rutină, de la care șoferița a încercat să se sustragă. Cu mai multe informații ni se alătură colega mea, Teodora Argint. Bun găsit, Teodora! Bună dimineața, Cristina, și bun găsit tuturor! Tânăra din Motru s-a ales cu o condamnare de un an și 4 luni de închisoare cu suspendare și de asemenea cu 60 de zile de muncă în folosul comunității. Totul după ce, așa cum spuneai și tu, a încercat să mituiască un polițist cu suma de 20 de euro. Aceasta se întorcea din Germania și urma să petreacă sărbătorile împreună cu familia. Pe drum însă un agent a oprit-o și a oprit-o pentru un control de rutină și a constatat că fata avea defecțiuni tehnice la mașină. Ca să scape însă de amendă, fata i-a întins bărbatului suma de 20 de euro, moment însă filmat cu bodycam-ul polițistului, care a și sesizat de altfel Direcția Generală Anticorupție. Atunci fata a recunoscut totul și a fost condamnată, așa cum spuneam, la un an și 4 luni de închisoare cu suspendare, după 2 termene de judecată. Momentan atât de aici. La revedere! Un singur lanț de benzinărie a majorat prețul la carburant de 5 ori în ultimele 3 săptămâni. O veste proastă, inclusiv pentru cei care merg în vacanță cu mașina personală. De la începutul anului, un plin este mai scump cu 31 de lei, iar previziunile sunt legate tot de majorări și în viitorul apropiat. Când mergem cu mașina, avem și cafea, o ținem în cup holder, ne luăm biscuiți. Când mergi cu mașina, de obicei ronțe câte ceva. Maria și iubitul ei au mers cu mașina în Muntenegru vara trecută. 600 de lei a costat carburantul. Mergem cam aproape în toate vacanțele cu mașina. Poate este mai scump, dar preferăm să mergem așa pentru că ne mai oprim la Peco. Nu știu, îți mai e câte ceva, îți mai e o apă. În schimb, un drum dus întors între Timișoara și Atena, Grecia, presupune aproximativ 1500 de lei pentru benzină. În vacanță pe autostradă consumă mai mult, să spunem undeva la 13-14%. Avantajele sunt că oprești unde vrei, mai vizitezi un obiectiv. Inflația ne afectează însă și vacanțele. Benzina s-a scumpit cu 62 de bani de la începutul anului și până acum. Asta înseamnă 31 de lei în plus la un plin. Motorina e mai costisitoare cu 49 de bani pe litru. Mai rentabil mie mi s-ar părea cu avionul, deoarece faci mai puțin timp, adică economisești timp. Nu prea se mai merită, adică eu obișnuiesc să caut biletele din timp și să le iau cât mai ieftine. Chiar le găsești la prețul super ok. Dar na, depinde, că e problema asta cu bagajele. Pentru agenții de turism, dilema e simplă. Vacanța cu transport aerian e mai rapidă și, în unele cazuri, mai ieftină. Dar recunosc și avantajele mașinii personale. Poți să vizitezi mai multe. Ai posibilitatea de a te opri în toate, mă rog, de-a lungul itinerarului, în toate orașele stabilite de fiecare dintre noi. Frumusețea peisagistică, sunt extrem de multe plusuri din punct de vedere ale transportului cu mașina individuală. Față de anul trecut, biletele de avion sunt mai scumpe cu aproape 10%, dar ultimele cifre de la INS arată că de la o lună la alta, acestea s-au ieftinit cu 17,40%. De 1 mai toate drumurile duc în Vama Veche, pensiunile sunt rezervate aproape în totalitate, iar primii turiști ar urma să sosească la sfârșitul lunii. Până atunci, în unitățile de cazare se fac ultimele pregătiri. Camerele sunt reîmprospătate, iar terasele amenajate până la ultimul detaliu. Pentru mini-vacanța prelungită sunt anunțate o serie de evenimente care se vor întinde pe mai multe zile. Vorbim de muzică live și petreceri pe plajă. Doar câteva săptămâni ne mai despart până la cea mai lungă mini-vacanță de 1 mai, iar Vama Veche se pregătește să fie și în acest an polul distracției. Mii de turiști sunt așteptați să petreacă până în zori pe ritm de dans. Unii au furat deja startul și au ajuns mai devreme pe tărâmul distracției. Deocamdată, plajele îmbie la plimbări romantice. Este așa cum îmi doresc și cum îmi place. Ce vă place aici? Atmosfera. Mă simt un alt om când ajung aici. Pentru mine e ceva free mind. Ce faceți 1 mai?
Întâi mai venim în Vama Veche. V-ați luat cazare deja? Ne-am luat deja cazare, am luat pentru 3 zile. Foarte mulți doar pentru perioada aceasta dau cazarea. Sperăm să ne simțim bine și să găsim aceeași atmosferă care e an de an în Vama Veche. Între timp, în pensiunile cochete din stațiune se lucrează la foc continuu. La interior se face curățenie generală. Ne pregătim pentru deschiderea sezonului estival. Ne-am apucat de curățenie. Șterge praful. Înfățăm treburile zilnice pe care trebuie să le facem pentru deschidere. Afară se curăță toate plantele, apoi sunt amenajate pentru ca totul să arate impecabil. Aici o să vină măslinul. Curând vom curăța piscina ca să fie tocmai bună pentru primii turiști care ne vor sosi pe data de 26 aprilie. Gradul de ocupare avem în proporție de 80%. Pachetul este de 3 nopți, pachetul pornește de la 1750 de lei și ajunge la 2000 de lei. Ne mutăm la o altă pensiune. Aici câțiva meseriași dau cu lavabil pe pereți, iar doamnele fac de zor curățenie în camere. S-a decojit. Și acum ce-i faceți? Și tot decorativ. În perioada 26 aprilie, 6 mai, pensiunea este ocupată în totalitate. Pentru mine, vacanța de 1 mai și Paște, nu mai avem disponibilitate. Pachetele au pornit de la 2000 de lei pentru două persoane, 3 nopți de cazare, cu mic dejun inclus. De marea deschidere se pregătesc și proprietarii de baruri și terase. Aceștia promit o serie de concerte live, iar în multe locuri atmosfera va fi întreținută de DJ. Aici să fie barul, o să funcționeze cu 3 baruri pentru că o să avem și petreceri de noapte. Și plaja este gata în proporție de 90%. Cei de la Apele Române au curățat și nivelat nisipul, iar în perioada următoare vor fi amenajate și primele șezlonguri. Dacă vremea va fi caldă, turiștii vor putea face plajă. Meteorologii estimează maxime de 18-20 de grade Celsius, dar ne avertizează că seara va fi răcoare. Suntem abia la începutul săptămânii, așa că avem nevoie și de activități care să ne aducă energie. Mergem acum la un bazin modern de înot din Chitila, unde peste 500 de copii sunt înscriși la cursuri. Colega mea, Larisa Reațiu, este acolo. Bună dimineața, Larisa! Cum se descurcă cei mici? Bună dimineața tuturor! După cum puteți vedea în spatele meu, sunt copii de toate vârstele care fac cursuri de înot în acest bazin semi-olimpic. Chiar în aceste momente fac ture alături de instructorul lor, dar cel mai bine haide să aflăm chiar de la ei cum este să-ți începi dimineața în apă. Aici este Rareș. Bună dimineața, Rareș! Spune-mi, te rog, cum este la cursul de înot? Păi la cursul de înot este amuzant, este distractiv și asta îmi place. Spune-mi, te rog, câte ture de bazin faci tu într-o oră, de exemplu? Fac în jur de 50-60 de ture. Și poți să ne spui care este stilul tău de înot preferat? Stilul meu preferat este crawl. Și poți să ne exemplifici puțin în ce constă acest stil? Da. Deja a dat drumul la tura de bazin. O să mergem chiar acum să vorbim și cu Andreea Anastase. Este alături de mine. Bună dimineața, Andreea. Spune-mi, te rog, câți copii sunt înscriși și la cursul de... Avem aproximativ 700 de copii înscriși care își desfășoară activitatea aici încă din decembrie, de când am deschis bazinul. Suntem mândri de acest lucru și fericiți pentru că ăsta a fost scopul bazinului, să aducem cât mai mulți copii care să practice sport. Cât costă un abonament aici? Abonamentele la grupă variază între 180 de lei și 600 de lei, iar cele la individual între 150 de lei și 1450 de lei. Te rog, dacă aici pot veni și adulții sau este un bazin doar pentru copii? Bineînțeles că scopul lui principal este să atragă cât mai mulți copii, dar fiind bazin didactic, am lăsat și pentru agrement, dar și pentru grupe de adulți, doar că nu se vor suprapune niciodată copiii cu adulții în bazin, așa că avem un program diferit. Ei pot veni de luni până vineri între orele 7 și 14, 20 și 22 și în weekend între orele 14-18. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Așadar, trebuie să vă spun că acest bazin a fost deschis recent și este complet mobilat și utilat după ultimele standarde. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere!
Mulțumesc, Larisa. Meditațiile au devenit o necesitate, iar ca să poată să își susțină fizic și financiar copiii, părinții fac eforturi colosale, mai ales în anul în care examenele naționale bat la ușă. La mare căutare sunt acum și meditațiile online, cu profesori din alte orașe, care sunt mai ieftine. Vedem acum care sunt avantajele, dar și dezavantajele acestei opțiuni. Școala vine la pachet cu costuri enorme. Pregătirea suplimentară a elevilor începe de la vârste tot mai mici, iar în apropierea examenelor, buzunarele părinților se golesc. Face pregătire la română, mate și cealaltă materie de 3 ani de zile, dar făcea o dată pe săptămână. Dar de la simulare am intensificat și face una pe zi. Această doamnă a optat ca fiica sa de clasa a 8-a să facă meditațiile online cu profesori de la distanță. Așa poate scuti și timp și taxe. Pentru că sunt profesori mai buni și asta înseamnă și economie de timp. Taxele sunt un pic mai mici decât ai plăti la un profesor pentru prezență fizică. Deci cred că poate fi un trend și are o zonă de dezvoltare foarte, foarte largă. Dar chiar și așa, eforturile părinților sunt colosale, spun reprezentanții. Nu neapărat că își fac credite. Unii dintre ei care nu au posibilitatea să-și facă credite pentru că au venituri minime și mai au probabil un credit și nu mai pot lua alt credit, își vând lucruri bunuri din casă astfel încât să-și ajute copilul. Și elevii îmbrățișează varianta meditațiilor cu profesori la distanță, dar doar la anumite materii. Momentan fac o dată pe săptămână la psihologie și prețul este de 150 de lei pe oră și jumătate. Iar până acum făceam și la română și la istorie, unde prețul era de 130 de lei online pe 2 ore. La o materie precum istoria, unde mă descurc destul de bine, consider că e mai accesibil să intru online decât fizic. La informatică fac online și la matematică fizic. Sunt niște avantaje, dar dezavantajele vin la pachet. Gândiți-vă astfel de meditații făcute la matematică, unde trebuie lucrat cu creionul în mână. Probabil că nu au cum să aibă influența și eficacitatea pe care poate să producă o meditație față în față. Piața meditațiilor câștigă de la an la an tot mai mult teren. Sunt profesori care câștigă între 2.000 și 5.000 de lei pe zi din meditații. Prea puțin își declară banii și la ANAF. ANAF avertizează profesorii că trebuie să fiscalizeze toate activitățile suplimentare. În anul 2022, cea mai mare sumă încasată a fost declarată de un cadru didactic din capitală de 750.000 de lei. În topul județelor cu cele mai mari încasări din meditații ale profesorilor se află Timiș, Iași, Prahova și Ilfov. Au trecut 4 luni de când sistemul garanție returnare a intrat în vigoare, însă există multe aspecte necunoscute pentru mulți. De pildă, cum arată simbolul ambalajelor pentru care se plătește garanția de 50 de bani. Colega mea, Georgiana Grim, ne explică. Bun găsit! În primul rând vreau să vă arăt simbolul ambalajelor cu garanție. Priviți-l cu atenție, acest simbol apare pe toate ambalajele din plastic, sticlă sau metal, pentru care plătim garanția de 50 de bani. Toți producătorii de băuturi sunt obligați să afișeze acest marcaj pe etichetă. De ce este important să rețineți acest simbol? Deoarece încă mai sunt la raft ambalaje pentru care nu plătim garanție. Programul SGR se află într-o perioadă de tranziție, iar magazinele trebuie să scape de stocurile vechi. Căutând simbolul pe etichetă, veți ști ce ambalaje puteți recicla pentru a primi cei 50 de bani înapoi. Pe ce produse veți găsi acest simbol? Pe toate băuturile ambalate în sticlă, PET și doze de aluminiu, fie că vorbim de apă, sucuri acidulate sau nu, chiar și bere, vin sau alte băuturi alcoolice. Atenție, vorbim doar de băuturile care au un volum între 100 de mililitri și 3 litri. Adică pentru un bidon de 5 litri de apă, nu vom plăti garanția de 50 de bani. De când a fost demarat programul din decembrie 2023 și până la finalul lunii februarie, au fost puse pe piață aproape 515 milioane de ambalaje cu garanție. Dintre acestea, aproximativ 23 de milioane au fost colectate. Păsări flamingo, fântâni arteziene și chiar manechine sunt doar o parte din decorațiunile pe care un bărbat din Brașov le-a montat în grădina din fața blocului. Omul a vrut ca spațiul verde să fie unic, dar polițiștii n-au fost impresionați, așa că l-au rugat să scoată obiectele de decor de pe spațiul verde.
Zeci de grădini tronează în fața blocurilor din cartierul Steagul din Brașov, dar numai una dintre ele iese în evidență de la distanță. Asta pentru că printre gardul viu și flori au răsărit și câteva obiecte de decor mai puțin obișnuite. Cel care a amenajat grădina a încercat să facă aici un loc de poveste, așa că a adus păsări flamingo, berze, câteva manechine care întruchipează personaje pricepute la grădinărit. Evident că nu lipsesc florile, iar aici a fost montată și o mini fântână arteziană. Grădinarul de ocazie este un brașovean care și-a dedicat ultimii 3 ani din viață în amenajarea spațiului verde din fața blocului. Pe cheltuiala lui, omul a cumpărat ghivece, a plantat flori, a adus pitici, care acum sunt adăpostiți sub o ciupercă uriașă, dar manechinele din plastic pare că i-au adus faima. Așa au ajuns să se sesizeze și polițiștii locali, care i-au dat bărbatului un avertisment și l-au somat să scoată toate obiectele de decor din grădină. A venit poliția, de vreo 2 ori și ieri și alaltele a venit. Nu știu, mi se pare destul de urât. Eu nu știu cine a făcut reclamație de a veni poliția pe aici. Gălăgie nu face, curățenie este. Ce poate să facă mai mult? Pe cine o fi deranjat grădina asta? De... Ei, știți cum este la noi. Nimeni nu face nimic. Când cineva ia o inițiativă, atunci toată lumea intră în opoziție. Autoritățile spun că astfel de obiecte de decor nu pot fi montate pe spațiul public, deoarece grădinile aparțin municipalității. Să pui manechine pe care să le îmbraci așa cum crești tu de cuvință, din punctul nostru de vedere este prea mult. Locatarii din blocuri ar trebui să rezume la a îngriji grădina fără a ajunge să fie atât de creativ. Reprezentanții poliției locale spun că brașovenii care nu se conformează regulilor legate de amenajarea grădinilor riscă amenzi cuprinse între 200 și 1000 de lei. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Cristina Dorobanțu. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar la ora 12 vă aștept la știrile prânzului. Să aveți o zi frumoasă. La revedere!